În urmă cu ceva vreme, am trimis unui slujitor, unui coleg slujitor, dintr-o altă parte a țării, un videoclip cu câteva mii de oameni, de creștini, dintr-o țară arabă, care cântau laudele lui Dumnezeu. Și am scris un comentariu la videoclipul acesta și am zis, sper să nu te super că ți-am trimis acest videoclip. El mi-a răspuns imediat și a zis, cum să mă supăr, chiar mă bucur să văd o închinare așa de dinamică și pasională într-o cultură majoritar musulmană. Când mi-a trimis răspunsul acesta, mi-a pus întrebarea, bun, dacă așa este închinarea creștină într-o cultură majoritar musulmană, cum este închinarea într-o cultură majoritar creștină? Și a trebuit să ne uităm la noi. Undeva într-o biserică era o tânără care nu se simțea confortabil cu viața ei spirituală. Se ducea la biserică, era membru biserică, își spunea rugăciunile, făcea dărnicie și totuși avea undeva, simțea undeva un gol sufletesc. Dădea mâna cu frații la biserică, le zâmbea fără să simtă nimic pentru cei din jur. Cânta și ea atunci când cânta biserica, fără să simtă acea atingere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și la un moment dat a început să încolțească în minte o întrebare sau să încolțească în minte niște întrebări. Ce se întâmplă cu mine? Oare sunt o creștină adevărată? Oare chiar sunt mântuită? Deci, mai probabil că întrebările astea ar trebui să și le pună foarte mulți creștini din vremea noastră și poate din locul acesta. Oare ce se întâmplă cu mine? Dau mâna cu frații, cânt cântări, totul e foarte mecanic, fără să simt acea mișcare pe care o produce Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, cu întrebările acestea în minte, aș vrea să ne apropiem în această dimineață de Cuvântul lui Dumnezeu, care pune înaintea noastră un fragment dintr-o scrisoare pe care Timotei o scrie mai tânărului slujitor, pe care Pavel o scrie mai tânărului slujitor Timotei. Dacă citiți cu atenție Sfânta Scriptură, veți descoperi că Pavel are foarte multe lucruri frumoase de spus despre Timotei. Foarte multe. Este adevăratul meu copil în credință. N-am pe nimeni care să împărtășească simțirile cum le-am pe Timotei. Este fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Hristos Iisus și multe altele. Și cu toate acestea. Cel puțin în această, în această perioadă când îi scrie Pavel această scrisoare, apostolul Pavel descoperă că la Timotei s-a întâmplat ceva. Timotei de astăzi nu mai este Timotei de altădată. Și acum uitați-vă, stau și mă întreb, eu cel de astăzi, mai sunt cel de altă dată? Din punct de vedere al statutului spiritual, relației cu Dumnezeu, nu din punct de vedere al vârstei, că nu mai sunt ca altă dată. Și de aceea apostolul Pavel, care vedea că s-a întâmplat ceva cu Timotei, nu mai era acea înflăcărare ca altă dată, vine și spune, Timoteie, trebuie să faci ceva să înflăcărezi. Noi am vrea să vină Dumnezeu așa dintr-o dată să ne aprindă și poate Dumnezeu să vină să ne aprindă în asta. Dar Pavel zice, e ceva ce ține de tine, Timotei. E ceva ce ține de mine, e ceva ce ține de noi. Să aducem această înflăcărare, acest, acest entuziasm, dacă vreți. Cu ceva vreme în urmă discutam cu un slujitor al lui Dumnezeu și vorbeam despre uh, Starea asta în care ne, se găsește biserica, în care ne găsim noi. Starea asta de apatie. Și a zis: trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să facem ceva. Și ce mi-a spus fratele acela, Relu. Când descoperi rețeta, te rog să mă și mie. Când descoperi rețeta, să treci de la apatie la înflăcărat, la entuziasm, te rog să mi-o trimit și mie. Mă, frații mei, n-am pretenția că am descoperit o rețetă. Nu asta e pretenția mea. Doar ceea ce vreau este să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ar trebui să facem ceva, dragii mei, să vrem să facem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Recunoașteți că e diagnosticul care ne poate fi pus aproape la toți din locul acesta. Apatie spirituală, recunoașteți asta. Recunoașteți că Dumnezeu ne vrea altfel. Dragii mei, să fim plini de înflăcărare pentru Dumnezeu. Recunoașteți asta. Dar vreți să faceți ceva? Sunteți dispuși să facem ceva? Deci, eu o să încerc să spun în câteva cuvinte câteva lucruri despre ce, ce mi-a descoperit Dumnezeu din cuvântul acesta că ar trebui să facem și mă rog lui Dumnezeu chiar să ne ajute să facem. Primul lucru, dragii mei, pe care vreau să-l spun este că ar trebui sau trebuie să ne răscolim amintirile. Spunea fratele uh, Dan Cristi ceva mai devreme. Amintirea, dragii mei, este ceva adus de undeva din experiența trecutului în actualitate încep să mă gândesc la ce a fost altădată și spune Apostolul Pavel îmi aduc aminte acum vă este greu să vă răscoliți memoria frații mei amintirile îmi aduc aminte Timotee cum erai altădată dar nu trebuie să mi-aduc eu Pavel aminte doar trebuie să-ți aduci tu aminte Vă amintiți cum erați altă dată? Face. și surori. Ca acum? Dragii mei, sunt două lucruri, spunea și fratele uh, Dan Cristi lucrul acesta, pe care ar trebui să le căutăm în amintirile noastre. Cum era credința noastră altă altădată? Acum, Frați și surori, când noi vorbim despre credință, așa cum spun eu în această dimineață, ne gândim repede la un set de reguli. Cum erau regulile altădată? Nu mai sunt, zicem noi. Dar, frații mei, când spun cum era credința noastră altădată, nu mă refer la un set de reguli. Mă refer la felul în care îl percepeam noi pe Dumnezeu altădată. Ce gândeam despre Dumnezeu altădată. Vă întreb, cum îl percepeați pe Dumnezeu altădată? Cum îl percepeam? Recunoașteți, dragii mei, că îl recunoșteam pe Dumnezeu, îl percepeam pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care ne iubește mult. E adevărat, frații mei, ca pe un Dumnezeu care ne iubește. Noi știam cum eram, păcătoși, trăitori într-o parte și în alta, sfidându-L pe Dumnezeu. Și într-o zi, dragii mei, am simțit căldura iubirii lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, v-ați simțit entuziasmați când ați văzut că bate inima lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Ați văzut asta? Dar oare mai bate astăzi inima lui Dumnezeu pentru noi? Mai vedem iubirea lui Dumnezeu? A venit fiul lui acasă după o perioadă de timp trăită cine știe pe unde. Într-o țară depărtată, zice Biblia, în mizerie. Și când a venit acasă, după trăirea aceea mizerabilă, spune Sfânta Scriptură că a găsit acasă pe cine? Un tată care l-a iubit. Deci mei, vreau să vă întreb, credeți că băiatul ăsta, a putut sta apatic în timpul sărbătorii de acasă sau era plin de entuziasm, de înflăcărare, pentru că a descoperit că tatăl acela pe care el l-a sfidat, tatăl acela îl iubește încă. N-ar trebui în vremea asta, drăgeme, să ne uităm cu mare atenție la iubirea lui Dumnezeu. Încă Dumnezeu ne iubește. Nu ne place să facem apel la versetul acela din Ioan, din capitolul 3, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar, dragii mei, Acolo este dragostea lui Dumnezeu, nu doar pentru momentul crucificării, este dragostea lui Dumnezeu care se întinde peste toate viacurile și acum aceeași iubire o are față de noi Dumnezeu. Dar mă încălzește asta cu ceva. îl percepeam pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu care ne învăluie cu dragostea Lui. Dar îl percepeam pe Dumnezeu și ca pe un Dumnezeu măreț, maestos. Nu era doar ceea ce poate este pentru foarte mulți în vremea noastră un personaj dintr-o religie sau o idee sau un principiu cosmic sau cine știe ce. Era Dumnezeul acela maestos. Și când mă refer la că îl percepeam pe Dumnezeu măreț și maestos, nu mă refer doar la faptul că este învăluit de o slavă de care nu poți să te apropii. Ci, dragii mei, este măreț prin harul lui. Și Apostolul Pavel scrie aici lui Timotei despre mântuire, nu pentru fapte, ci pentru har. Cum ați reacționat prima dată, frații mei, surorile mele, atunci mai de mult, când Dumnezeu s-a îndreptat spre dumneavoastră cu harul lui? Cum ați reacționat? Ați fost la fel de apatici ca acum? Sau dintr-o dată vi s-a încălzit inima? Dintr-o dată ați început să tresăriți? Dintr-o dată ați început să ziceți, slăvit să fie Dumnezeu? Pentru că nu poți. Știți, în, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură despre Isaia că a văzut măreția lui Dumnezeu. A văzut scaunul acela de domnie mare și înalt. Pe Dumnezeu stând acolo, serafimii lângă tron, mantia cobora jos spre templu. Măreția lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Dar de mi ascultați-mă. Isaia a văzut măreția lui Dumnezeu în harul lui Dumnezeu. Știți când? Zice, deci am văzut un trimis al lui Dumnezeu care a luat un cărbune de pe altar și a venit să-mi atingă buzele și zicând, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Vreau să vă întreb, este ăsta har de la Dumnezeu, frații mei? Este sau nu este? Deci, frații mei, să începem să ne răscolim amintirile să vedem, dragii mei, cum era credința noastră altădată. Dar în al doilea rând să vedem și cum erau trăirile noastre interioare altădată. Și ce înseamnă apatie printre altele? Știți? Înseamnă starea sufletească a unui om pe care nimic nu-l mai poate mișca. Și stau și mă întreb, ce ne-ar mai putea mișca pe noi? Apatie, printre altele, înseamnă că suntem într-o stare în care nimic nu ne mai poate mișca. Nu ne mișcă rugăciunea, nu ne mișcă nici cântarea de laudă, nu ne mișcă predicarea, nu ne mai mișcă nimic. Dar zicea, zicea sau scria Pavel lui Timotei, îmi aduc aminte de, trei, de lacrimile tale. Lacrimile, dragii mei, era expresia exterioară a treilor lui interioare și nu plângea că a pierdut bani. Sau i-a murit cineva. Era o experiență spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă duc mai departe să văd cât pot să spun în această dimineață, în al doilea rând. Ce ar trebui să facem, dragii mei, să facem schimbarea asta, să ne concentrăm atenția spre chemarea lui Dumnezeu. a făcut referire și fratele Dani la ceea ce vă spun acum, Pavel îi scrie lui Timotei așa despre Dumnezeu că ne-a mântuit. Acum vreau să vă întreb, frați și surori, puteți spune cu mâna pe inimă, pe mine Dumnezeu m-a mântuit. Puteți spune? N-aveți curajul. Frații mei, când credem în Dumnezeu, când credem în Domnul Isus Hristos, când venim cu pocăință înaintea Lui Dumnezeu. dragii mei, Dumnezeu din cer în Hristos Isus, prin harul Lui ne mântuiește. Slăbiți să fie numele Domnului. Dar Pavel zice așa, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Acum ziceți că v-a mântuit Dumnezeu. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Dumnezeu v-a făcut o chemare. V-a făcut o chemare? Azi ziceți, chemare au cei care merg la învon. Sau cel puțin unii dintre ei. Nu? Sau chemare au cei care cântă în față. Sau cel puțin unii dintre ei. Dar eu de când mă știu, mă știu stând pe bancă. Ai chemare sau nu ai chemare? Poate v mai spus eu într-o... Știu că am obicei așa mai... Mă opresc prin curte, mai întreb pe unul pe altul. Tu cu ce te ocupi în biserica asta? Și într-o zi m-am oprit, e ceva vreme de atunci, m-am oprit, erau două sorori undeva lângă gard, în curte și am zis, voi cu ce vă ocupați în biserica asta? Ce faceți? Uite, e loc la cor, ziceam eu. De ce nu mergeți la cor? Noi între ele a zis, eu nu cred că păs pentru cor. Bun, dar, ce faci? Ce, ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Și a zis, cred că pe mine m-a chemat Dumnezeu să primesc musafirii. Și zis, uite, te-am notat. Te-am notat și când uh, îi nevoie, știu pe cine să contactez. Dar știți care a fost marea mea bucurie? De ceva vreme să văd că persoana asta cântă în corul bisericii. Percepeți? Acum, dragii mei, trebuie să mă concentrez spre ce m-a chemat Dumnezeu să fac. Că nu m-a chemat doar să stau, a, nu m-a chemat să cânt în cor, nu m-a chemat să predic de la învon, dragii mei, nu m-a chemat, cine știe, să prorocesc, poate. Dar cine dă să dea cu inimă largă, cine face milostine să facă cu bucurie, cine crâmește să crâmească cu râvnă, pricepeți? Știți de ce această concentrare spre chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu mă înflăcărează, știți de ce, dragii mei? Pentru că așează un foc pe inima mea. În ființa mea. Și focul acesta ne lipsește multora dintre noi. Pentru că nu ne preocupăm de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dragii mei, n-a făcut chemarea asta un slujitor al bisericii, un comitet de biserică, un consiliu spiritual de biserică chemarea pe care o avem ne-a făcut-o Dumnezeu din ceruri. Și trebuie să fiu conștient, dragii mei, că atunci când mi-a făcut chemarea, Dumnezeu a înzestrat chemarea asta cu un dar. De aceea zice Pavel către Timotei, înflăcărează darul. Ai o chemare, dar ți-a dat Dumnezeu un dar cu care să-ți faci chemarea respectivă. Ai o compasiune pentru alții cum poate alții nu au. Și ești chemat să faci, să ajuți să îmbărbătezi pe alții. Sau cine știe ce să faci? Ți-a dat un dar. Este acel foc lăuntec. Și dacă mă concentrez pe chemare și ziua și noaptea mă gândesc că m-a chemat Dumnezeu acel foc lăuntric, dragii mei, îl port cu mine și se exprimă prin entuziasmul pe care îl, îl port cu mine în închinare. Când cânt aici, dragii mei, nu când de formă, nu când doar pentru artă. Când cu un foc lăuntric, când predic, predic cu un foc lăuntric, când îmbărbătesc pe altul, îmbărbătesc cu un foc lăuntric. ce spunea Ieremia în Vechiul Testament, dacă zic, nu o să mai vorbesc niciodată în numele Domnului. Că era greu, era prins din toate părțile, era criticat din toate părțile, că se ducea împotriva curentului. Că veneau alți profeți și ziceau, nu va fi lungă robia asta, imediat se termină. Și venea, el mi-a zice, nu, nu, asta va fi lungă. Zidiți-vă case, întemeiați-vă familii. Mergea împotriva curentului. Și zicea, nu o să mai spun nimic în numele Domnului, că mă duc împotriva curentului. Dar zice atunci e aici un foc la lăuntric pe care nu-l pot opri. Am acel foc lăuntric. Dragii mei, Pavel zicea despre el că l-a chemat Dumnezeu să predice Evanghelia. Nu să boteze. Poate nu să fac altceva, dar să predice Evanghelia. Și a zis el, asta fac, predic Evanghelia și vai de mine dacă nu fac. Bă vreau să vă întreb, dragii mei, pricepeți dumneavoastră ce s-a întâmplat în ziua 50.000 la Ierusalim? Vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat în ziua 50.000 la Ierusalim? i-a prins pe apostele ăștia, i-a înflăcărat sau nu i-a înflăcărat? Frații mei, vi puteți imagina pe ei vorbind în alte limbi așa apatic? A dezinteres? Sau cu entuziasm? Cu acea pasiune interioară? Al treia lucru, dragii mei, dar ăsta doar îl renunț și apoi trec la celălalt pentru că vreau să închem. Al treilea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne verificăm Duhul care ne conduce viața. Zicea Pavel aici, Dumnezeu nu ne-a dat Duhul ăsta, ci ne-a dat Duhul ăsta. Înflăcărarea, entuziasmul vine cu Duhul pe care îl dă Dumnezeu. Oricât de mult ne-am trudit noi, dragii mei, să ne punem în valoare calitățile, abilitățile, dragii mei, dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi, ascultați-mă bine, vom face o slujire, poate din punct de vedere calitativ, de o notă, așa cum o apreciem noi, dar nu cu entuziasm, nu cu flăcărare. Vine Duhul lui Dumnezeu ca să aducă acea înflăcărare. De ce, frații mei, Cred că ar trebui să ne oprim și să vedem ce Duh ne conduce viața. Poate fi Duhul de adormire. Toate au adormit, zice Biblia. Nepăsare, alte priorități, nu știu ce ar, ce ar fi. Dar ascultați-mă, Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie înflăcărată prin Duhul lui Dumnezeu. de aceea, Doamne, dă Duhul Tău. Dar dacă nu există însetare, preocupare, căutare, frații mei, Dumnezeu nu vine să ne cu forță. Spuneam că trec peste asta și mă duc la ultimul lucru. Al patrulea lucru pe care vreau să vă spun, dragii mei, care poate să aducă o anumită înflăcărare este să începem să ne privim viața în perspectivă. Acum, uitându-vă în perspectivă, cum priviți noastră viața dumneavoastră? Obliau unii să zică că uh, pandemia asta e cam spre sfârșit. Revenim la ce a fost cândva. Alții s-ar putea să fie război. Cine știe cum va fi. Alții s-ar putea să se gândească în perspectivă că o să fie ceva câștiguri. Citeam recent uh, sfaturile unui așa zis specialist care, ziceau, uh, care zicea acum este timpul să investești când se prăbușesc uh, bursele. Dacă vrei să câștigi pe termen lung. Știți din ce perspectivă își privea Pavel viața și îl învăța pe Timotei la fel. Știți? Haideți să vă citesc. Sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat. Puteți zice mai departe. Până în ziua aceea. Știți cum își privea Pavel viața lui? În perspectiva sau din perspectiva zilei Domnului. Câți de aici ne mai gândim serios la ziua aceea? Câți, frații mei? Câți ne mai prăbușim înaintea lui Dumnezeu să zicem, Doamne, vină împărăția ta? Deci, știți de ce ziua aceea ar trebui să o avem în atenție și ne-ar putea entuziasma? Înflăcăra viața. Știți de ce? Pentru că ziua aceea va fi ziua întâlnirii. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți programat o întâlnire cu o persoană importantă? Eu vreau să vă întreb. Ați fost apatici când știați că mâine aveți întâlnirea aceea? Sau nici noaptea n-ați putut dormi? Sau... Când v-ați îndrăgostit, ați putut aborda întâlnirea programată pentru mâine cu apatie sau cu entuziasm? Că vă întâlneați cu persoana iubită. Cum erați? Era entuziasm pentru ziua de mâine, pentru întâlnire. Ce ziceți? Sigur că era, chiar dacă nu răspundeți. Ei, dragii mei, ziua Domnului va fi ziua întâlnirii mele cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos. Și vreau să vă întreb, n-ar trebui să ne umple de înflăcărare, de entuziasm, gândul că ne întâlnim cu El. Frății mei, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, zice Biblia. Ce vom fi nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi, ca El, îl vom vedea așa cum este. Va fi întâlnire? Dragii mei, ascultați-mă bine. Dacă nu suntem plini de înflăcărare în această vreme, este fie că nu-l iubim suficient pe Dumnezeu și iubirea asta să ne înflăcăreze, fie că nu credem că va fi o întâlnire cu El. Dumneavoastră credeți că va fi o întâlnire? Dar dragii mei, nu doar că va fi o întâlnire ar trebui să mă înflăcăreze perspectiva asta și pentru că ziua aceea va însemna ziua răsplătirilor. Știți ce spunea Pavel în epistola asta la sfârșit? De acum, deci cum spunea fratele Dan Cristi, era întemnițat, urmea să fie, să fie executat, poate zice, era normal să-și privească viața din această perspectivă. Nu, nu, frații mei. Dar zicea el așa, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Pe care mi-o va da în ziua aceea. Domnul judecătorul Cedep, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea lui. Mă dați mai. dacă ați ști că mâine urmează să vă încoroneze cineva, n-ați privit cu entuziasm la ziua de mâine? Ați fi entuziasmați? Ați fi. Preocupați de ziua de mâine când știți că cineva urmează să vă pună coroana pe cap. Știți ce, ce entuziasmați sunt sportivii care câștigă la o anumită probă sportivă că urmează să li se pună medalia? Știți? În ziua aceea Domnul o să-mi dea cununa și, dragii mi asta l-a ajutat pe Apostolul Pavel. Își pria viața în această perspectivă. Zicea în Filipe, în tot apostolul Pavel, că uitând ce este în urmă, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. El nu era trecător apatic prin această lume. Mai mergea pe la biserică, mai nu mergea pe la biserică, mai suruga cu gândul în altă parte, mai spunea niște cuvinte într-o cântare la care nici nu se gândea nu-nu. El alerga, era dinamic, entuziasmat, înflăcărat, pentru că știa că are în față premiul chemării cerești. Înflăcărarea noastră, dragii mei, trece asta de la boala asta care se cheamă apatie spirituală la entuziasm sau înflăcărare. Poate să aibă loc atunci când încep să privești viața din perspectiva zilei Domnului. În curând va veni. Mă știu că sunt tot felul de speculații oameni care se uită la ce se întâmplă și zic cu siguranță cum va veni. Nu știe nimeni ceasul acela. Sunt semne și spune Biblia că vor fi semne, dar ceasul acela nu știe nimeni. Ceea ce însă trebuie să știm cu siguranță este că trebuie să fim gata. Că nu știm în ce ceas va veni Domnul nostru. Și dragii mei, o parte din pregătirea noastră este și această schimbare de la apatie la entuziasm sau înflăcărare. Așa să ne rugăm lui Dumnezeu. Și, dragii mei, rugăciunea aceasta și în ceasurile următoare, zilele următoare, să începem să ne răscolim amintirile. Cum era credința noastră altădată? Și încă o dată zic, nu din perspectiva unui set de reguli, din perspectiva felului în care îl percepeam pe Dumnezeu. Ce însemna Dumnezeu pentru noi? Să începem, dragii mei, să vedem ce Duh ne conduce viața? Avem Duhul lui Dumnezeu? De ce credeți noastră că David se ruga în vechime și zicea Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt Nu poți trăi viața dinamic, entuziasmat, înflăcărat La cotele înalte ale părtășiei cu Dumnezeu Fără Duhul lui Dumnezeu De aceea zicea David, am păcătuit Dumnezeule Șterge vina păcatului meu dar nu lua de la mine de Tău cel Sfânt. Haideți adică să ne ridicați în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne cercetăm viața și să ne pocăim, dragii mei, de apatia spirituală și să cerem de la Dumnezeu puterea să facem ce ține de noi, să înflăcărăm viața noastră duhovnicească.